Dacă nu vă este greu, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Să deschidem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la 1 Corinteni, la capitolul 11, și aș vrea să dau citire de la versetul 23 până la versetul 32, pagina în Biblie 1121. 1 Corinteni, capitolul 11, de la 23 la 32. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Întotdeauna când te gândești la cină, te gândești la o masă. Nu poți să servești cină așa cumva ca la un bufet. Stai în picioare și cineva te servește sau te duci și te autoservești și mănânci. Te gândești implicit la o masă și în reprezentările artistice pe care de-a lungul timpului mari pictori, mari artiști care s-au perindat pe fața pământului, au încercat să zugrăvească acest episod al cinei Domnului, apare Leonardo da Vinci, a făcut o pictură intitulată Cina cea de taină cu 12 apostoli țepeni la o masă și cu Domnul Iisus în centru acolo. Realitatea este că era cu totul diferit. În vremea Domnului Iisus, masa nu era ca masa de acum, înaltă, scaunele nu erau așa cum le vedem noi astăzi, ci în vremea Domnului Iisus, când stătea la masă, masa era o măsuță joasă cu niște piciorușe mici și toți stăteau întinși, tolăniți, ca să spun așa, să folosesc un cuvânt. Am stat și m-am gândit la lucrul acesta și mi-am dat seama că m-am născut exact într-o epocă potrivită. Nu pot să mănânc tolănit. Când mă duc la picnicuri, pentru mine e un chin, trebuie să stau în picioare, sau nu pot să stau în genunchi, ghemuit, tolănit să mănânc. Nu de alta, dar mie îmi place să mănânc și nu prea în cape. Probabil că oamenii din vremea aceea de asta erau așa mai subțirei, mai așa, tocmai din cauza poziției pe care o abordau când stăteau la masă. Eu trebuie să stau pe scaun și să mă bucur de ceea ce este înainte. Acum, în această dimineață aș vrea să pun gândurile pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră sub titlul Ce este masa Domnului Iisus? Și aș vrea să dau câteva răspunsuri la această întrebare. Atunci când biserica s-a despărțit, când a avut loc marea schismă în 1054, unul dintre motivele pentru care biserica s-a despărțit a fost chiar și această masă, chiar și cina Domnului. Unii au spus, cina Domnului trebuie servită cu azimă și cu must, ceilalți au spus că poate să fie pâine dospită și vin, și una dintre marile probleme ale lor a fost și lucrul acesta. Și astăzi, după 1000 de ani de la acea mare despărțire, încă sunt oameni care, frații noștri de altfel, care încă privesc la ceea ce este pe masă și nu la ceea ce reprezintă ceea ce este pe masă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile acestea, masa Domnului Iisus Hristos, este în primul rând o masă spirituală. Nu este o masă fizică, nu este ceva în primul rând fizic, că le pipăim, le palpăm, le putem mirosi, este altă treabă.
dar are o însemnătate specială, o însemnătate spirituală. Am fost șocat prima oară când am participat la cina Domnului într-o biserică baptistă, în urmă cu foarte mulți ani, 20 și ceva de ani, am fost cu niște tineri la Galați și la slujba de dimineață am fost la biserica baptistă de acolo și am fost surprins total și așa în inima mea am avut așa o luptă puternică să văd un frate păstor cu o franzelă la subțioare și fiecare lua cât o bucățică din ea. Și am spus, așa ceva eu nu pot să fac. Pentru că nu am înțeles că masa Domnului Iisus Hristos, în primul rând, este o masă pentru sufletul nostru, o masă spirituală. În primul rând, masa Domnului Iisus Hristos este o masă a amintirii. Ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani, spune cuvântul Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cu alte cuvinte, ca o retrospectivă, ca o aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Noi trebuie, este ciudat să spui că îți amintești de ceva ce nu a avut loc. Este anapoda să vorbești despre amintirea ta în relația cu Iisus Hristos dacă această amintire nu există. E ca și cum ai spune că ai luat masa cu regele Mihai la curtea domnească acum câțiva ani de zile și de fapt nu ai luat. Este o amintire inexistentă. Exact la fel este și masa Domnului. Tu trebuie să-ți amintești de lucruri pe care le-ai trăit, pe care le-ai experimentat. Și ucenicii când au continuat această practică a cinei Domnului și aminteau de ceva ce au trăit. Și mai departe, toți ceilalți ucenici prin credință aminteau de ceva ce au trăit împreună cu Hristos. Chiar dacă Domnul Iisus nu este astăzi prezent fizic aici, din punct de vedere spiritual, El este împreună cu noi și aparte cu noi la această masă. Îmi place mult, Domnul Iisus spunea la un moment dat, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Este anapoda să vorbești despre, să amintești despre cina Domnului dacă nu-ți amintești despre suferințele Domnului. Că până la urmă, în centrul atenției noastre, în centrul amintirilor noastre, este Iisus Hristos și suferințele pe care le-a îndurat pentru mântuirea sufletelor noastre, nu? Pentru că altfel n-ar avea sens. Ce să ne amintim? Despre ce să vorbim la cină? Dacă nu despre lucrurile acestea. Să ne amintim despre prețul nespus de mare pe care Domnul Iisus l-a plătit. Pentru ca eu și cu tine astăzi să putem sta la masă împreună cu Domnul. La cina Domnului vreau să ne amintim de toată călătoria noastră împreună cu Domnul Iisus. Nu doar de lucrurile bune, dar și de lucrurile mai puțin bune. Să ne amintim și când am trecut prin probleme, prin deznădejde. Să ne amintim și mâna Domnului care s-a întins odată către noi și ne-a ridicat. Să ne amintim și mângâierile pe care El ni le-a dăruit. Să ne amintim și lacrimile pe care El le-a șters. Să ne amintim toate aceste lucruri. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos. Într-o lume care este atât de uitucă, care uită orice bine l-ai făcut în maxim 2-3 zile, noi trebuie să fim oamenii care să ne aducem aminte de tot binele pe care Domnul ni l-a dăruit. Ne-a făcut Domnul bine? Mult bine. Foarte mult. Și în această zi aș vrea ca cu toții să rememorăm, să trecem în revistă toate aceste amintiri cu binele pe care Domnul ni l-a făcut, dar mai mult decât atât, să ne amintim și de clipele grele în care Domnul nu ne-a lăsat, ci a fost cu noi. Citeam odată, așa ca o glumă, spunea un soț soției, zice, auzi, iubita mea, îți amintești atunci când ne-am cumpărat prima casă și după un timp n-am mai avut bani să plătim casa și banca a venit și ne-a luat-o? Da, iubitule. Îți amintești când ne-am cumpărat mașină și după câteva luni de zile pe un drum așa mai îndelungat, era în dreapta mea, am făcut un accident și mașina s-a făcut zob, îți amintești? Da, mi-amintești și de lucrul ăsta. Și acum sunt pe un pat de spital și așa
uite, tu ești lângă mine și acum și vreau să spun ceva, tu mi-aduci ghinion. De foarte multe ori așa îl privim și noi pe Domnul, nu râdeți, e o realitate. Foarte mulți oameni îl învinuiesc pe Domnul de absolut toate eșecurile din viața lor, pentru toate nereușitele, pentru că oamenii caută vinovați. Și cine poate să fie cel mai mare vinovat? Omniprezentul? Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să ne-l amintim pe Domnul Iisus Hristos ca cel care ne-a mântuit, cel care a plătit un preț pentru viața noastră, cel care ne-a scos de mocir la păcatului și ne-a pus picioarele pe stânca pe care noi nu puteam atinge. Să ne aducem aminte de El. În al doilea rând, masa Domnului Iisus Hristos este o masă a părtășiei. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, pe când mâncau ei, Domnul Iisus a luat o pâine, pe când mâncau, erau cu toți acolo împreună. Erau împreună. Îmi place mult textul acesta din Corinteni, vorbește despre o biserică segregată, o biserică scindată, o biserică cu foarte multe diferențe sociale între membri. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau acolo unii oameni care erau bogați și întotdeauna când vorbești despre un om bogat, îți vine să-i dai locul cel mai din față. Se uitau probabil la bijuteriile pe care le purtau, se uitau la hainele pe care le îmbrăcau și făceau locuri acolo în față. Voi stați aici, aici stă primarul, aici stă secretarul, acolo stă prefectul, aici stă ăla bogat, ăla cu ghiul pe deget. Erau femeile din Corint care stăteau cumva așa deoparte față de celelalte femei care veneau de pe alte coclauri, ca să spun așa, unele erau și rase în cap. Și știți despre ce vorbesc și spuneau, noi nu putem să stăm acolo împreună cu ele, noi suntem speciale, deosebite. Era o biserică cu multe probleme. O biserică care era atât de divizată, biserici și bisericuțe. Unii spuneau, noi suntem mai lui Apollo, noi suntem mai lui Chifa, noi suntem mai Domnului. Și aia care erau ai Domnului Iisus, spuneau ei, noi suntem mai din față, noi suntem mai importanți, că suntem mai Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la masă, acolo, cu Domnul Iisus, erau toți. Și masa Domnului Iisus trebuie să fie o masă a părtășiei. O masă în care fiecare dintre noi să dăm la o parte lucrurile care ne separă, lucrurile care ne deosebesc. Și să stăm cu toții împreună, în unitate, într-un gând și o simțire. Vorbește cuvântul Domnului și începe acest capitol 11. Vorbește despre unii care aduceau de acasă mâncare și unii aveau mâncăruri alese, alții probabil mai puțin. Și spune apostolul Pavel, și când e acolo să stăm la cină, unii sunt deja îmbuibați și alții sunt, devine greu să spunem, nu? Deja beți. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o masă a părtășiei, o masă a unității, în care cu toții trebuie să fim una. E greu? Vă spun eu că e greu. Să nu vă fie teamă, să nu vă fie rușine să spuneți lucrul ăsta, că e greu. Dar cel care poate să facă unitatea este Hristos, Domnul. Noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul și suntem atât de părtinitori și atât de partizani în mintea noastră și în gândul nostru. Dar cel care dă totul la o parte este Iisus Hristos. Domnul Iisus condiționează părtășia cu El de părtășia cu toți ceilalți. Vă aduceți aminte când dădea Domnul Iisus învățătura despre jertfe? Când vii și îți aduci jertfa la altar și ai o relație nu tocmai bună cu prietenul tău, cu vecinul tău, cu cineva, cu aproapele tău, ce spunea Domnul? Lasă jertfa la altar, du-te și rezolvă-ți problema cu omul acela și după aceea întoarce-te. Cu alte cuvinte, părtășia aceasta e condiționată, părtășia cu Domnul e condiționată de părtășia pe care o avem unii cu alții. Greu? E greu, dar nu e imposibil. La treilea rând, masa Domnului Iisus este o masă a nădejdii. Spunea Domnul Iisus, adevărat vă spun că nu voi mai mânca această masă, nu voi mai bea din vinul acesta decât nou în împărăția mea. Domnul Iisus știa că aceea este ultima cină pe care o ia împreună cu ucenicii. Domnul Iisus știa că este ultima dată când va sta cu ucenicii la masă. Dar Domnul nu îi lasă în mintea lor să facă fel de fel de scenarii, ci
Domnul le spune altceva. Când voi ajunge în împărăția mea, următoarea masă la care vom fi împreună va fi sus în cer. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus ne așteaptă. Și primul lucru pe care îl vom face când vom ajunge acolo, vom sta cu El la masă. Poate vei spune, împărăția cerurilor nu este mâncare și băutură. Corect, nu din acestea care, pe care noi punem atât de mult preț. Vreau să vă spun că Domnul când spune că vom sta la masă, vom sta cu siguranță. Vom sta. Și abia aștept. Domnul Iisus vorbește de ceva care se va întâmpla în viitor, într-un viitor pentru ucenicii de atunci așa de îndepărtat, dar pentru noi astăzi atât de iminent. Privind la știri, privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, îți dai seama cât de aproape ești de acea clipă. Povestea un frate că într-o cutie de carton acolo, muribund, a fost găsit un cerșetor, sărac, zdrențuit, bolnav. L-au luat, l-au dus cu salvarea la spital și omul acela, după ce a fost cât de cât stabilizat, era așa plin de bucurie, o lumină teribilă pe fața lui. Au chemat medicii de acolo, a chemat un preot ca să-l spovedească, ultima împărtășanie, să facă cele trebuincioase acolo. Și preotul când s-a apropiat de acest cerșetor, de acest om al străzii, a fost atât de uimit de lumina care era pe chipul lui, de așa liniștea care o vedea pe chipul lui și spune, dar tu nu realizezi că mai ai puțin și vei trece din lumea aceasta? La care cerșetorul nostru spune, părinte, așa de mult mă bucur. Toată viața mea am fost un chiriaș și un locuitor al tomberoanelor, al cutiilor de carton, un om care m-a plimbat de colo-colo fără să am nimic al meu. Dar acum știu ceva, că mă duc acasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că masa Domnului Iisus Hristos este o masă a nădejdii. O nădejde care nu ne înșală, o nădejde că la un moment dat, peste un an, doi, trei, 50 poate pentru unii, nu știm, va trebui să stăm înaintea Domnului și vom sta cu El la masă și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Vreau să vă spun cu certitudine că în următorii 70 de ani probabil niciunul de aici nu va mai fi pe aici, ci cu toții vom fi în cer, dacă nu cumva Domnul hotărăște să vină mai repede și să ne ducă. Dar niciunul nu va fi aici veșnic. Niciunul nu va trăi veșnic pe pământul acesta și va trebui să ajungem înaintea lui Dumnezeu. Și tare mult m-aș bucura ca acel prim contact să fie la masa Domnului, când vom mânca și vom bea un vin nou, pentru că aici destul am flămânzit, nu de mâncarea aceasta fizică, ci de mâncarea care satură sufletele noastre. Aș vrea să ne gândim, ori de câte ori venim la cină, pentru mine este o uimire și, sincer, chiar dacă facem planificări, cina următoare o să fie atunci și avem în birou un calendar pe care nu uităm să scriem prima duminică din lună cină, dar vreau să vă spun ceva, poate cina pe care astăzi o sărbăm, această masă a Domnului pe care astăzi o sărbăm, pentru unii poate să fie ultima, sau pentru toți poate să fie ultima. Dar nu contează, ci noi trebuie să stăm în nădejde. Că dacă aceasta va fi ultima, după ea urmează prima în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În ultimul rând, masa Domnului Iisus Hristos este o masă a vestirii. Spune în versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când? Până va veni El. Care este rostul acestei vestiri? Știți care este? Să fie cât mai mulți la masă, nu doar noi. Îmi place foarte mult apostolul Pavel. În călătoriile lui s-a dus la Atena și
în Areopag acolo, nu vorbea oricine. Erau oameni înțelepți, filozofii lumii de atunci. Erau oameni pregătiți cu școli înalte. Și Apostolul Pavel s-a plimbat printre toate acele echipuri cioplite, printre toate acele altare ale unor dumnezei străini, până când a descoperit un altar pe care nu era nimic, dar sub care scria unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel prinde curaj, se ridică și spune: pe acest Dumnezeu necunoscut eu vreau să vi-l fac de cunoscut, eu vreau să vi-l vestesc. Care era rolul cuvântării lui? Să-l vestească pe Iisus Hristos. Noi cu toții trebuie să plecăm de aici plin de dorința aceasta de a-l vesti pe Hristos. Mi-e atât de greu să cred că un copil al lui Dumnezeu tace. Ăla nu-i copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu îl vestește pe el. Spunea cineva, noi trebuie să fim epistole vii, noi trebuie să spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu și dacă e nevoie, să folosim și cuvintele. Cu alte cuvinte, nu doar ceea ce spunem să-L arate pe Hristos, ci în primul rând ceea ce suntem și ceea ce facem. Spunea Apostolul Pavel, noi suntem epistole vii citite de toți oamenii. Păi cum te citește omul? De ceea ce spui? Nu. În ceea ce faci. Și de foarte multe ori, între ceea ce spunem și ceea ce facem, este o prăpastie uriașă. Domnul dorește să o dăm la o parte. Nu doar să venim aici să mâncăm, să căpătăm calorii din acestea spirituale grămadă, să ne umplem de aceste calorii, să devenim obezi. Sunt unii care au ascultat sute și mii de predici și suntem cu toții de felul acesta. Am ascultat predici peste predici. Mergem acasă și ne întreabă cineva: cum a fost la biserică? Foarte frumos, a predicat. Nu când predic eu, când predic alții. A fost foarte frumos, un cuvânt deosebit. Și m-am hrănit. De ce a vorbit? Nu știu, dar am ascultat. Acumulăm atâtea calorii spirituale. Dar lucrurile acestea trebuie să le și consumăm. Știți unde? Pe câmpul Evangheliei. Citeam despre un păstor baptist din Ardeal. Nu mai mi-aduc aminte numele. A bătut în lung și în lat câteva județe pe acolo și la moartea lui, acolo cum stătea, era bătrân, cum stătea în coșciug, a venit un frate de departe și cum stătea omul acela în coșciug, i-a sărutat bocancii și a spus: cu picioarele acestea, fratele a venit și mi l-a adus pe Hristos. Noi trebuie să umblăm în stânga și în dreapta, să-L spunem oamenilor despre Hristos. Să vorbim oamenilor despre dragostea Lui, să vorbim despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu trebuie să tăcem. Masa aceasta este o masă care ne împinge și ne obligă să vestim. Spune cuvântul Domnului, prin aceasta vestiți moartea Lui până va veni El. Citeam despre marele evanghelist Robert McShane din Scoția. La un moment dat, la o mare universitate teologică, a fost invitat un contemporan al acestui evanghelist. Era deja în vârstă, era foarte bătrân. L-au adus acolo în față, în aula universității, și studenții au început să îl întrebe: domnule John, cum era acest evanghelist Robert McShane? Și omul acesta a spus: nu mi-amintesc. Dar predicile lui le-ați auzit, vă amintiți vreuna? Că au avut multe. Nu mi le amintesc. Dar cărțile lui pe care le-a scris, că a scris foarte multe cărți, știți ceva despre ele? Nu, nu mi-amintesc. Contrariați studenții, dar ce se amintești despre el? Și omul acesta, cu lacrimi în ochi, a spus așa: aveam 18 ani, eram în fața casei, părinții mei erau la muncă și sora mea zăcea bolnavă în pat. A venit Robert McShane, mi-a pus mâna pe cap și a spus: tu trebuie să-ți predai viața în mâna lui Hristos. După lucrul acesta m-a întrebat unde este sora ta, l-am dus în casă, a văzut acolo cum zăcea, 10 minute, a stat lângă ea și a plâns. Și după aceea s-a rugat și a făcut ungerea. Eu mi-amintesc decât atât, mâna lui pusă pe creștetul meu și lacrimile pe care le-a vărsat pentru sora mea. Ei bine, aș vrea ca fiecare dintre noi
să trezim astfel de amintiri în jurul nostru. Să-și aducă aminte oamenii despre noi, nu cât de frumos am cântat, cât de frumos am predicat, ce poziție am ocupat în societate, câte conturi, câți bani, ce mașini și ce călătorie am făcut, ci să-și aducă aminte despre noi, ca despre niște oameni care am făcut voia Lui. Asta este amintirea pe care noi trebuie să o lăsăm în urmă. Și asta este ceea ce noi trebuie să vestim despre Domnul Iisus Hristos. De foarte multe ori nouă ne este mai ușor să-L vestim pe El, să spunem despre ceea ce a făcut El. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Apostolul Pavel spunea odată: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. A avut curajul acesta, știți de ce? Pentru că El făcea ce făcea Hristos. Mi-aduc aminte și povestea aceasta, probabil ați auzit-o de nenumărate ori. S-a dus un misionar într-un trib, într-o țară foarte îndepărtată, și a încercat să le vorbească acelor sălbatici despre Hristos. N-a avut niciun fel de succes. Dar omul acesta, misionarul, și-a făcut o colibă lângă ei și a trăit viața exact cum a trăit Hristos. După an și an, bineînțeles, a murit. Un alt grup de misionari s-a dus acolo să evangelizeze și a început să vorbească despre Hristos. Și oamenii din tribul acela au spus: noi L-am cunoscut pe El, a trăit printre noi, a făcut ceea ce spui tu. Și a spus: cum, când, că a trăit cumva în primul secol? Nu, acest om a trăit printre noi cum a trăit Hristos. Ne trebuie să fim pomeniți ca oameni ai lui Dumnezeu. Și oamenii să-și aducă aminte de noi ca despre niște oameni care au călcat cu adevărat pe urmele picioarelor Domnului Iisus Hristos. Eu știu că este greu, de foarte multe ori, pentru trupurile acestea, pentru firea noastră păcătoasă, este imposibil. Dar vreau să vă spun ceva, împreună cu El, totul este posibil. Ce înseamnă masa Domnului Iisus? Înseamnă amintire. Să ne amintim de El. Ce înseamnă masa Domnului Iisus? Înseamnă părtășie, unitate, dacă vreți. Înseamnă ca tot ceea ce ne diferențiază, tot ceea ce ne separă, tot ceea ce nu avem în comun, să dăm la o parte și să continuăm în lucrurile pe care le avem în comun. Ce înseamnă masa Domnului Iisus? Înseamnă nădejde. Că promisiunile Lui se vor împlini în tocmai. Nădejde înseamnă ceva care are de-a face cu credința, lucruri nădăjduite care nu se văd, spunea în Scriptură. Asta e credința. Noi trebuie să privim prin credință dincolo de viața aceasta. E o luptă inegală de multe ori cu diavolul, pentru că diavolul ți-a dat acum și aici, ți le dă pe toate. Domnul ți le dă dincolo. Poate să ți le dea și aici unele, dar El le are pregătite pentru noi dincolo. Ceea ce primim aici e har, e binecuvântare, e dar nemeritat, dacă vreți. Este binecuvântare nemeritată din partea Domnului. Ceea ce El are pregătit pentru noi este acolo în cer. Masa Domnului Iisus Hristos este o masă a nădejdii și, în ultimul rând, este o masă a vestirii. Nu păstra pentru tine, nu păstra pentru tine, ci mergi în toată lumea. Spune-le și altora despre ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine și ceea ce a făcut pentru mine. Și vreau să spun ceva. Cu siguranță, dacă îi vei fi un martor adevărat, Domnul se va onora și va deveni viu și în inimile celor care vor intra în contact cu tine. Nu cu toți, e drept, dar cu foarte mulți dintre ei. Și la un moment dat, probabil în împărăția cerurilor, atunci când vei sta la masă, vei fi căutat de unul și de altul și vei spune: îți mulțumesc că prin tine L-am cunoscut pe Hristos. Astea vor fi singurele amintiri, probabil, care le vom avea acolo. Nu vom mai avea amintiri despre suferințe, despre boli, despre necazuri, despre durere, dar ne vom aduce aminte de cei care s-au ostenit în a aduce Evanghelia și s-o aduce și ție și mie și la fiecare în parte. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne dea putere ca ori de câte ori stăm la masă cu Domnul să ne amintim de El și de El în suferință, pentru că mult a suferit pentru noi.
Mă invit să ne ridicăm cu toții în picioare și aș vrea să facem cu toții o rugăciune de cercetare înaintea Domnului. Să rugăm Domnului ca El să ne ierte, să ne facă vrednici, să stăm cu El la masă. Dacă ar fi să întreb pe fiecare dintre dumneavoastră cât sunteți vrednici să stați cu Domnul la masă, niciunul n-am avea curajul să ridicăm privirea de jos. Pentru că niciunul nu suntem vrednici. Dar faptul că suntem aici, împreună cu El, prin credință, este datorită faptului că am intrat în vrednicia câștigată de El pentru noi, odată pentru totdeauna. Să venim înaintea Lui să ne cerem iertare de multele supărări pe care le-am produs. Să ne cerem iertare și Domnul este aici și e gata să ierte. Și mai mult decât atât, să-i facem promisiuni Domnului, că vom fi niște vestitori ai Lui. Nu vom păstra toate aceste cuvinte doar pentru noi, ci vestea bună a Evangheliei o vom duce și la prietenii noștri, și la vecinii noștri, și la cunoscuții noștri. Ca la masa Domnului în împărăția cerurilor să fim cât mai mulți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.